Liviu și Bogdana au mers în această seară în dormitorul fetelor și s-au așezat amândoi în patul Ioanei, pe care nu au întrebat-o, și a zis Madi, care era în cameră, De ce nu stați în patul vostru, în patul Bogdanei? Și ea a răspuns că. Nu vor să deranjeze Să stea și ei acolo liniștiți Pentru că erau paturile unul lângă celălalt Cu Sergiu și Madi Și să se prefacă că nu sunt acolo Iar Sergiu a zis Să, să aibă grijă ce fac cei doi Pentru că e camera pe ei Liviu s-a uitat la cameră A zâmbit și a trimis pupici Bogdan a zis Că la ce se gândește Sergiu Probabil el s-a gândit la asta Pentru că s-au și învelit cei doi iar după Liviu și Bogdana vorbeau despre cum se vor îmbrăca mâine în gală și spunea Liviu că are ceva roz pal și Bogdana spunea că ea nu are o rochie roză care să se asorteze cu costumul lui Liviu. Madi încă era în cameră și Bogdana a întrebat-o dacă are o rochie roz să îi împrumute pentru mâine în gală, a spus că nu și după a întrebat dacă are una roșie să îi dea și a zis de asemenea că nu are.